Bună seara, dragi prieteni, vă salut! Bine ați revenit din nou pe canalul meu de YouTube, Abi PG On Loft. Astăzi, 10 septembrie 2020, am zis să vă mai arăt porumbeii de matcă, zburătorii crescătoriei noastre, zburătorii care au rămas în urma sezonului. De ceva timp nu i-am mai filmat absolut deloc și m-am gândit că o să vă facă plăcere să îi revedeți după acest sezon 2020 pe care l-au desfășurat. El este un porumbel nou adus aici. Cu el avem alte planuri, dragi prieteni. În rest, porumbeii care îl știți, acest mascul este de la matcă. Îl știți și pe el, l-am introdus aici în compartiment în momentul când nu aveam perechile făcute și acum deja e împerecheat, are un puișor. Ce am vrut să vă spun, dragi prieteni, este faptul că zburătorii crescătoriei noastre se prezintă în condiții destul de bune. Îi puteți vedea pe aceste imagini. Ia, fetița lui tata. A fost o perioadă de liniște pentru ei. Avem și un puișor care l-am scos pentru compartimentul nostru de matcă. I-am tras și coada, săracul. Stă deocamdată tot aici cu zburătorii noștri în liniște. În rest, cred că pe majoritatea îi cunoașteți și ceea ce am vrut să vă arăt, am lăsat câte un ou la fiecare pereche de zburători. Și după cum o să vă arăt, ia uitați, avem deja cât un puișor, acesta este plastic. Da, fetiță, da. Și avem aici gâgălicea mică. Am zis să scoatem câte un puișor din zburători. Din nefericire, la roșu, la 530, că îl știți, are boxa în colț, a spart oul și da, fetița, aici deja avem un puișor mai mare, îl vedeți? Da. Singura problemă care a fost în această perioadă la ei, deci a fost doar la roșu aici, unde este un plastic și avem și oul bun, pe care din păcate, ia uitați, l-a turtit, nu o să mai iasă puiul, o să le arunc, o să-i las pe ei să le lase și după aceea o să iau ouăle de acolo. Și aici avem un puișor. Da, drăguță, stai să vedem și, haide, hai. Da, fetiță, do fetiță, haide că nu-ți fa de mila ea. După cum v-am spus, dragii mei prieteni, am încercat să scoatem din fiecare pereche câte un puișor. Au stat liniștiți porumbei. Să vi-l arăt și pe roșu, o frumusețe de porumbel. S-a făcut, știți foarte bine cu ce greutate a venit. Ați văzut, cred că ați urmărit videoclipul în care era extraordinar de tras și pentru scurt timp mi-a fost teamă că nu o să-l putem recupera. Multă lume a zis că nu va mai fi apt de zbor sezonul acesta, dar ați văzut, a fost îmbarcat la Izium, de unde s-a întors fără probleme. Avem și porumbelul reîntors cu fără un ochi, chiorul nostru.
S-a împerecheat și el aici. Bălțatele. Țancă. Țancă. Ce fată, ce răutate, ce... Hai, gata, 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 fetița, gata, gata. Gata, fetița. Și mai avem aici pe rândul celălalt de boxe. Mai avem din nou... A, uitați-o și pe cealaltă bălțată. Da, da, drăguță, haide, 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 uite ce frumoasă ești, uite ce frumoasă ești, ești mămică din nou. Ia uitați, are și ea o frumusețe de puișor aici. Stai, fetița lui tata, stai să vedem și noi puișor, ce ai făcut aici. Gata. Ia uite ce... Ce urmaș frumos ai făcut aici. Da, da. Am scos acești puișori pentru aș reveni din punct de vedere mental foarte bine, pentru aș întări atracția față de crescătoria proprie. Și au avut o perioadă în care au fost închiși zburătorii noștri, deci acești porumbei n-au mai fost dați afară deloc. Au stat liniștiți, s-au împerecheat, au clocit și acum au scos puii. Un singur incident neplăcut la acest roșu, cred că s-a bătut cu tardivul și tardivul arată într-un mare fel. Forță, forță. Da, porumbei, dragi prieteni, se prezintă bine. Eu sunt mulțumit de evoluția lor. Acum că au ieșit și puișorii, o să încep să îi mai eliberez afară. Din păcate, uliul a început să își facă un obicei nu doar de a trece zilnic, trece de mai multe ori pe zi și în orice moment al zilei atacă fără milă și fără niciun fel de scrupule. Dar asta este, ne apropiem de începutul toamnei adevărate, deja suntem în 10 septembrie și lucrurile cred că se îndreaptă către o toamnă, cel puțin acum la începutul ei, frumoasă. Ne îndreptăm din nou către perioada de iarnă. Sper ca porumbeii să poată fi liberi cât mai mult timp, dar acest lucru nu depinde în totalitate de noi și este important starea vremii de afară. De asemenea, foarte important cred că este și frecvența cu care atacă răpitoarele. V-am spus, așa e zona, dar așa natură încât nu putem scăpa de atacurile lor. S-au înmulțit foarte mult. Asta e natura, zicem noi, selecție, dar de multe ori este o selecție naturală nu foarte, foarte corectă. Și tocmai de aceea prin oprirea porumbeilor și prin faptul de a nu-i mai elibera chiar mereu, încercăm să contracarăm aceste probleme, dragi prieteni. Sperăm ca lucrurile să fie
bune. O să începem tratamentele de iarnă. Mai avem de tras puțin cu pui acum. Deși și această problemă trebuie gândită cu foarte mare atenție și aici mă refer la stadiul de năpârlire. Avem puișori care sunt la a șaptea pană deja. Trebuie să contabilizăm, să selectăm, să notăm și vor începe opririle unor pui acasă. Asta e situația, e păcat să îi băgăm când șansele lor de întoarcere sunt foarte mici. Vom vedea cum vor evolua lucrurile, dragii mei prieteni. Eu închei acest videoclip prin faptul de a vă ura toate cele bune. Vă doresc să fiți sănătoși, să aveți parte de porumbei sănătoși. La concursurile cu pui, de asemenea, vă doresc rezultate cât mai bune. Cei care participați în mod oficial la aceste concursuri și revin cu numele canalului meu de YouTube, Vavi Pigeon Loft. Abonați-vă la acest canal, distribuiți postările mele. Eu vă doresc seară frumoasă, toate cele bune. La revedere și numai bine, dragi prieteni!